Până la data de 8 martie, pe teritoriul României au fost confirmate 830.563 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID-19. 761.631 de pacienți au fost declarați vindecați. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către DSP care depășește valoarea 3, este regăsit în Timiș 5,43 ilfov. 3,61, Cluj 3,39, Brașov 3,23 și București 3,04. Cele mai multe cazuri se regăsesc în București 134665, urmat de Cluj, Timiș, Iași, Brașov, Constanța, Ilfov, Prahova și Bihor. Județele în care au fost înregistrate cele mai multe cazuri în ultimele 24 de ore sunt București cu 643 de cazuri, urmat de Timiș, Cluj, Ilfov și Constanța, iar la celălalt pol cu cele mai puține cazuri înregistrate în ultimele 24 de ore se află Satu Mare și Suceava cu un caz, iar în Botoșani au fost înregistrate 5 cazuri. Până astăzi, 20.963 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 7-8 martie, până la ora 10, au fost raportate 63 de decese, 32 de femei și 31 bărbați infectați cu noul coronavirus. Dintre acestea, două decese au fost registrate la categoria de vârstă 30-39 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 5 decese la categoria de vârstă 50-50, 59 de ani, 11 decese la categoria de vârstă 60-69 de ani, 24 decese la categoria de vârstă 70-79 de ani și 18 decese la categoria de peste 80 de ani. 62 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar un pacient decedat nu a prezentat comorbidități. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 2280 cazuri noi persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 302 persoane au fost reconfirmate pozitiv. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9825. Dintre acestea, 1098 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național au fost prelucrate 6.179.281 de teste Real-Time PCR și 359.429 de teste rapide antigenice. În ultimile 24 de ore au fost efectuate 7.207 teste real-time PCR, 5.414 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.793 la cerere și 3.233 de teste rapide antigenice. Rata de pozitivare a testelor efectuate în ultimele 24 de ore este de 21,8%, iar evoluția ratei de pozitivare de la introducerea măsurilor de carantină parțială în România poate fi observată observată în graficul alăturat. Pe teritoriul României, 47.587 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 13.913 persoane se află în izolare instituționalizată. În ultimile 24 de ore au fost înregistrate 2.530 de apeluri la numărul unic de urgență 112. Ca urmare a încălcării prevederilor legii 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmei au aplicat în ziua de 7 martie 6708 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 1 milion și jumătate de lei. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23477 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS-CoV-2. De la începutul epidemiei și până în acest moment 186 de români aflați în străinătate au decedat. Dintre cetățenii români confirmați cu infecție cu noul coronavirus, 798 au fost declarați vindecați. În intervalul 26 februarie 4 martie 2021 au fost raportate 22 de milioane de cazuri în Uniunea Europeană. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franța, Italia, Spania și Germania.